prieteni dragi, vă invit să deschideți Biblia, Cuvântul lui Dumnezeu, la Evanghelia după Luca, capitolul 5. Voi citi în seara aceasta versetul 12 și versetul 13. Evanghelia după Luca, capitolul 5. Iisus era într-una din cetăți și iată că un om plin de lepră, cum l-a văzut, s-a aruncat cu fața la pământ, l-a rugat și i-a zis: Doamne, dacă vrei, poți să mă cureți. Iisus a întins mâna, s-a atins de el și i-a zis: Da, voiesc, fii curățat. Aleluia. Îndată l-a lăsat lepra. Amin. Amin. Vă invit să reocupați locurile. Mulțumim lui Dumnezeu pentru seara aceasta binecuvântată, o seară frumoasă, deosebită de februarie. Mă bucur să fiu cu dumneavoastră și pentru tot harul pe care Dumnezeu l-a păstrat pentru fiecare dintre noi. Că suntem mai familiarizați, că nu mai suntem sau nu suntem atât de familiarizați, haideți să spunem din toată inima: slăviți să fie Domnul! Mă bucur de invitația pe care mi-ați făcut-o, mă bucur pentru că Dumnezeu este acela care, pe lângă programările și înțelegerile noastre, Dumnezeu este acela care pecetluiește, le rânduiește în așa fel încât noi să ne întâlnim la părtășie și Dumnezeu să fie în mijlocul nostru, slăvit să fie Domnul. Pe lângă mesajele frumoase pe care le-am auzit prin cântări, prin poezii, îmi doresc din toată inima Dumnezeu să ne vorbească în seara aceasta. Amin. Acest cuvânt al lui Dumnezeu pe care l-am citit în seara aceasta este un cuvânt foarte vechi. Sigur, de multe ori ne așteptăm la seri de evangelizare și nu numai, să auzim lucruri noi. Vreau să vă spun, poate pentru sau spre dezamăgirea unora, cuvântul din seara aceasta este un cuvânt foarte vechi. Foarte vechi. Dar este atât de vechi încât Dumnezeu îl poate face un cuvânt nou, un cuvânt nou pentru unii dintre noi. Spune cuvântul lui Dumnezeu în cartea Genesei, în momentul în care a venit un străin, să spun așa, în prima familie pe care Dumnezeu a creat-o în lumea aceasta, în familia lui Adam și Eva, spune cuvântul lui Dumnezeu în Genesa, capitolul 3, faptul că la un moment dat străinul acesta, numit șarpele, s-a adresat femeii și i-a zis: oare a spus Dumnezeu cu adevărat să nu mâncați din toți pomii din grădină? Și femeia îi spune: putem să mâncăm din rodul tuturor pomilor din grădină, dar despre rodul pomului din mijlocul grădinii Dumnezeu a zis să nu mâncați din el, căci în ziua când veți mânca, veți muri. Veți muri. Atunci șarpele a zis femeii: hotărât că nu veți muri. Și atât Adam cât și Eva au uitat complet de ceea ce a spus Dumnezeu. A venit cineva și a pus sub semnul îndoielii voia lui Dumnezeu. Și spune cuvântul lui Dumnezeu că oamenii aceștia, femeia, bărbatul, Adam și Eva, au luat din rodul pomului care se afla în mijlocul grădinii, despre pomul despre care Dumnezeu a zis să nu vă atingeți de el, și spune cuvântul lui Dumnezeu că după ce au gustat din rodul pomului aceluia, s-a întâmplat ceva. Spune versetul 7: atunci li s-a deschis ochii la amândoi. Și după ce li s-au deschis ochii, au cunoscut că erau goi.
A fost un moment în viața lui Adam și Eva când au cunoscut, s-au descoperit pe ei înșiși că erau într-o stare anume. Și spune cuvântul lui Dumnezeu că au cusut la o lată frunze de smochin și și-au făcut șorțul din ele, s-au îmbrăcat. A fost momentul în care li s-a deschis ochii și au văzut de fapt că ei nu mai sunt cum au fost. Foarte interesant. Spune cuvântul lui Dumnezeu în Ioan, în capitolul 8, în Ioan capitolul 8, versetul 33. Ei i-au răspuns: noi suntem sămânța lui Avraam și n-am fost niciodată robi nimănui, cum zici tu. Adevărat, adevărat vă spun, le-a zis Iisus, că oricine trăiește în păcat este rob al păcatului. Și spune versetul următor, versetul 35, și robul nu rămâne pururi în casă, fiul însă rămâne pururi. Am subliniat lucrul acesta pentru că fiecare dintre noi avem în viața noastră, avem în inimile noastre, avem în casele noastre, avem în localitățile în care locuim, avem un dușman de multe ori nevăzut, care nu cere loc de așternut, care nu cere cheia de la poartă să intre în ogradă și nici cheia de la casă să intre în cameră și în bucătărie. Și dușmanul acesta este în fiecare moment atent, foarte atent la tot ceea ce facem noi. Dușmanul acesta, slujba, rolul lui, misiunea lui este să îi ia pe oameni, să le ia gândul de la voia lui Dumnezeu, de la planul lui Dumnezeu, și să pună sub semnul îndoielii voia marelui stăpân al lui Dumnezeu. Și de multe ori avem și noi în mintea noastră întrebarea aceasta, dacă mai există: oare chiar Dumnezeu nu vrea să fac cu tare lucru? Oare chiar Dumnezeu se implică și sau Dumnezeu este interesat de alegerile pe care le fac eu în fiecare zi? Viața noastră, de fapt, este o viață care împarte familiile în două. Dușmanul acesta este dușmanul care împarte casele în două. Dușmanul acesta este dușmanul care separă pe soț de soție, este dușmanul care separă părinții de copii, copiii de părinți, este dușmanul care împarte neamurile în două și nu se mai văd cu ani și nu se mai aud cu ani și așa mai departe, pentru că rolul și scopul dușmanului acestuia nevăzut este chiar să ne despartă pe noi de Dumnezeu, dacă este cu putință. Și așa spunea cuvântul lui Dumnezeu că omul care trăiește în păcat este rob al păcatului. Și spunea mai departe, niciodată robul nu va rămâne în casă. Dar despre ce casă este vorba? Ci spunea mai departe, dar acela care nu este rob, acela va rămâne pururea în casă. În seara aceasta am privit spre un om despre care spune versetul 13 a doua propoziție în felul următor. Foarte interesant. M-am gândit la lucrul acesta și spune așa: îndată, o propoziție foarte simplă, îndată pe omul acesta l-a lăsat lepra. V-ați gândit vreodată de ce Scriptura nu vorbește și spune îndată omul acesta a fost vindecat de lepra lui? Sunt anumite pasaje în Sfânta Scriptură, anumiți oameni despre care Biblia rostește și se exprimă așa: și îndată a fost vindecat. Și îndată a fost eliberat.
Dar în cazul acestui om, Biblia spune îndată l-a lăsat lepra. Știți ce înțeleg eu de aici? Înțeleg de aici că lepra îi ține pe oameni. Boala aceasta îi cuprinde pe oameni. Boala aceasta îi leagă pe oameni. Scriptura, când este vorba despre boala aceasta numită lepră, îi acordă atenție specială pentru că ea vorbește atât la nivel fizic, cât atunci când vine vorba despre lepră, Sfânta Scriptură vorbește și la nivel spiritual. Pentru că lepra leagă oameni la nivel fizic și la nivel spiritual lepra sau păcatul îi leagă pe oameni, leagă multe suflete, leagă multe inimi, leagă multe familii, leagă multe ființe, leagă mulți bărbați, leagă multe femei, leagă multe case, lepra aceasta, păcatul. Și spune cuvântul lui Dumnezeu și îl repet, care l-am citit în seara aceasta: adevărat, adevărat vă spun că oricine trăiește în păcat, omul acela devine rob al păcatului și nu mai face ce vrea. Când un om este robul altuia, omul acela nu mai face ce vrea el. Când vorbește cuvântul lui Dumnezeu despre păcat, atunci păcatul, trebuie să-l înțelegem în felul acesta, îi leagă pe oameni. Când un om trăiește într-un păcat, în păcat, într-un păcat, la nivel de vorbire, la nivel de gândire, la nivel de fapte, omul acesta se simte legat, omul acela se simte învăluit, înfășurat și nu mai face ce vrea omul acela. Pe câți oameni nu i-ați auzit zicând următorul lucru: o, cât n-aș vrea să mă las de cutare lucru, dar nu pot. E adevărat, noi considerăm oameni păcătoși, așa la prima vedere, doar pe aceia care înjură, spunem, uite ce păcat a spus, doar pe cei care se uită poate spre cer și spun cuvinte grele, păi ei îi considerăm păcătoși. Îi mai considerăm păcătoși pe cei care mint, îi mai considerăm păcătoși pe cei care își înșală partenerul de viață și așa mai departe. Dar vreau să vă spun că nu numai ăștia sunt păcătoși. O, câte păcate nu ținem noi în viețile și în inimile noastre și nu le știe cel de lângă noi. Dar noi în public s-ar putea să părem oameni de treabă. S-ar putea să părem oameni de bine. Am întâlnit nu unul, ci mai multe cazuri când oamenii se uitau la un om și zicea: dar nu-mi vine să cred că el a făcut lucrul acesta. Pentru că diavolul sau dușmanul acesta leagă oameni nu doar la nivel trupesc. Atunci îi vedem pe oameni că sunt legați când au o boală în suflet, când au o boală în trup. Ne uităm la ei și spunem: da, Domnule, merită. Dar nu vedem ceea ce vede Dumnezeu la nivel spiritual. Și la nivel spiritual păcatul caută să-i lege pe oameni atât de lezne, atât de ușor. Trăim într-o lume în care păcatul nu mai deranjează pe nimeni. Trăim într-o lume în care păcatul nu mai este o problemă. Spitalele sunt pline de oameni bolnavi la nivel trupesc, dar bisericile sunt atât de goale. Dar oamenii care îl caută pe Dumnezeu sunt doar mai puțini. Dar oamenii care vor să-și vindece sufletul lor, să-și vindece rana pe care păcatul o provoacă atât de adâncă, sunt tot mai puțini oameni care vor să fie vindecați la nivel spiritual. În seara aceasta aș vrea să vorbesc despre dușmanul acesta care leagă oameni. În primul rând, dușmanul acesta care leagă oameni este dușmanul care îl separă pe om de Dumnezeu. În primul rând este dușmanul acela care îl desparte pe om de Dumnezeu.
La nivel firesc, la nivel trupesc, spune cuvântul lui Dumnezeu în Levitic, capitolul 12, versetul 45, vorbește Sfânta Scriptură despre boala aceasta lepră și spune așa: leprosul atins de această rană să-și poarte hainele sfâșiate și să umble cu capul gol, să-și acopere barba și să strige: necurat, necurat. Câtă vreme va avea rana, va fi necurat, este necurat. Și uitați ce mai spune Biblia despre ei. Zice așa: să locuiască singur omul acela din pricina ranei lui, locuința lui să nu mai fie în cetate, ci omul acesta să locuiască singur, locuința lui să fie afară din tabără, afară din cetate. Omul acesta care are rană de lepră, omul acesta care este atins de boala aceasta, să fie imediat scos afară, să fie imediat îndepărtat, să nu aibă contact cu cetățenii, să nu aibă contact cu familia lui, să nu aibă contact cu copiii lui, să nu aibă contact cu soția, cu soțul, să nu aibă contact cu vecinii lui, pentru că omul acesta, datorită leprei, datorită bolii acestea, este un pericol public, contaminează pe cei din jur. Asta la nivel trupesc. Omul care avea lepră trebuia scos afară, separat. În momentul în care cineva s-ar fi apropiat de el, omul acela avea obligație prin lege să strige: necurat, necurat. Să-și strige boala lui, să-și strige situația în care era el, astfel încât nimeni să nu se apropie și să se contamineze. Vreau să vă spun un lucru. Vreau să vă spun un lucru în seara aceasta. Faptul că păcatul sau lepra din punct de vedere spiritual face același lucru cu mulți oameni, îi separă pe oameni unul de altul și, mai grav, îi separă pe oameni de Dumnezeu. Vă aduceți aminte, în cartea profetului Isaia spune cuvântul lui Dumnezeu în capitolul 59, versetul 1 în jos: nu, mâna Domnului nu este prea scurtă ca să mântuiască, nici urechea lui prea tare ca să audă, ci nelegiuirile voastre pun un zid de despărțire între voi și Dumnezeul vostru. Păcatele voastre vă ascund fața lui și îl împiedică să vă asculte. Foarte interesant, știai că dacă ești un om care îți petreci viața în anumite patimi, în anumite păcate, de fapt tu ești despărțit de Dumnezeu? Știai că dacă ești un om care trăiești după poftele tale, după planurile tale, după principiile tale, care nu mai sunt conforme cu voia lui Dumnezeu, ești un om care între tine și Dumnezeu s-a depus, s-a format un zid care te desparte, care te depărtează de Dumnezeul tău? La fel s-a întâmplat în cazul lui Adam și Eva. Dintr-o dată oamenii aceștia, spune cuvântul lui Dumnezeu, au cunoscut că erau goi, și spune cuvântul Domnului mai jos că a mers din nou Dumnezeu să se întâlnească cu ei, au auzit glasul lui Dumnezeu care umbla în grădină, omul și nevasta lui s-au ascuns de fața Domnului. Păi cum, ieri erai un om care căutai fața Domnului și astăzi s-a întâmplat ceva cu tine? Nu mai ești omul la care îți dorești voia lui Dumnezeu. Nu mai ești omul acela care vrei ca Dumnezeu să-i vorbească. Dintr-o dată te ascunzi de Dumnezeu și pune Dumnezeu o întrebare corectă. Și spune așa versetul 9: dar Domnul a chemat pe om și i-a zis: unde ești? Unde ești? El a răspuns: ți-am auzit glasul în grădină, mi-a fost frică, pentru că eram gol, eram într-o altă stare, Doamne, și atunci starea mea m-a determinat să mă duc să mă ascund. Unde? Să mă izolez, să mă duc undeva departe, să nu mai stau acolo în splendoarea întâlnirii cu tine. Pentru că asta face păcatul, te face să-ți fie rușine de starea ta, de viața ta. Niciodată un om păcătos
nu va vrea să fie cunoscut de ceilalți. Niciodată un om păcătos nu va vrea să vină să stea în fața lui Dumnezeu. Pentru că asta face păcatul cu oamenii, îi desparte de Dumnezeu, îi îndepărtează de voia lui Dumnezeu, de fața lui Dumnezeu. Și vine Dumnezeu și spune mai versetul următor: și Domnul a zis, cine ți-a spus că ești gol? Și pune Dumnezeu degetul pe rană și spune așa: nu cumva ai mâncat din pomul din care îți poruncisem să nu mănânci? Nu cumva ai făcut ceea ce ți-am spus eu să nu faci? Și Domnul a zis femeii: ce ai făcut? În seara aceasta, întreabă-te și tu unde ești și ce ai făcut? Unde ești și ce ai făcut? Spune cuvântul lui Dumnezeu în Efeseni, în capitolul 2, versetul 12. Aduceți-vă aminte că în vremea aceea erați fără Hristos, adică o vreme fără Dumnezeu, departe de voia lui Dumnezeu, la marginea cetății, la marginea taberei, din punct de vedere spiritual. Erați fără drept de cetățenie în Israel, străini de legămintele făgăduinței, fără nădejde și fără Dumnezeu în lume. Versetul 13. Dar acum în Hristos Iisus, voi care odinioară erați depărtați. Din punct de vedere spiritual, mulți oameni sunt depărtați. Pentru că oamenii fără Dumnezeu în lume sunt oameni depărtați. Dar spune cuvântul lui Dumnezeu în Iisus Hristos, voi care odinioară erați depărtați, ați fost, spune cuvântul lui Dumnezeu, ați fost apropiați prin sângele lui Hristos. Slăviți să fie Domnul! Asta e vestea bună a lui Dumnezeu pentru cei păcătoși în seara aceasta. Faptul că păcatul te desparte de Dumnezeu, îl depărtează pe Dumnezeu și fața lui Dumnezeu de tine. Dumnezeu, vestea bună a lui Dumnezeu pentru noi în seara aceasta, este că El este determinat și vrea, prin jertfa Domnului Iisus Hristos, vrea să rupă și să dărâme zidul păcatului dintre noi și Dumnezeu. Și prin jertfa de pe Golgota a Domnului nostru Iisus Hristos, Dumnezeu vrea să ne apropie de El. Binecuvântat să fie numele Domnului. Amin, amin. Asta este voia lui Dumnezeu. Asta este planul lui Dumnezeu cu privire la omul lepros sau păcătos. O, Doamne, ajută-ne să ne verificăm starea noastră. Spune tot cuvântul lui Dumnezeu în Coloseni, capitolul 1, versetul 19, că Dumnezeu a vrut, e planul lui Dumnezeu, îi vrerea lui Dumnezeu. Așa a vrut Dumnezeu. Dumnezeu a vrut ca toată plinătatea Lui să locuiască în El, în Hristos, și să împace. Dacă altădată oamenii erau certați cu Dumnezeu, între ghilimele, din pricina păcatului, spune cuvântul lui Dumnezeu, Dumnezeu a vrut să împace totul cu sine prin El, atât ce este pe pământ, cât și ce este în ceruri, făcând pace prin sângele crucii Lui. Și pe voi care odinioară erați străini, din nou un cuvânt care face referire la înstrăinare, la depărtare, și voi care erați străini și vrășmași, uitați că nu din punct de vedere fizic, erați străini și vrășmași prin gândurile voastre și prin faptele voastre rele, El Dumnezeu v-a împăcat acum. Haleluia! Binecuvântat să-i fie numele Domnului. Asta face păcatul. Păcatul te scoate din voia lui Dumnezeu, te scoate din planul lui Dumnezeu, din societatea aceasta, din mijlocul poporului lui Dumnezeu, și te duce într-o altă societate, într-o altă lume, să trăiești acolo împreună cu ceilalți leproși. Să trăiești acolo împreună cu cei care n-au nicio speranță, care n-au nicio nădejde. Se uită la ziua de mâine și nu-i interesează. Se uită la starea lor, s-ar uita la unul care probabil ar vrea să le inspire o nădejde, o speranță. Se uită la unul și zice, Domnule, dar cu tine ce-i? De câtă vreme ai boala aceasta? De 30 de ani. Măi, omule, cu
cum arăți. Se uită la un altul, tu de câte vreme ești bolnav? De 5 ani de zile. Se uită la un altul care poate are 60 de ani și de câte vreme ești bolnav? Sunt bolnav de 50 de ani. Dar ce s-a întâmplat? Pentru că păcatul, știți ce face? Intră în viața omului și îi degradează sufletul și îi degradează inima și îi degradează gândul și îl spulberă pe om. Asta este soarta oamenilor păcătoși. Poate sună apăsător, poate nu sună confortabil deloc, dar vreau să vă spun un lucru. E atât de important în seara aceasta să vedem unde suntem. E așa de important în seara aceasta să vedem ce am făcut. Pentru că în seara aceasta noi nu suntem doar unii cu alții. În seara aceasta, în mijlocul nostru, este Cel care este Domnul Domnilor și Împăratul Împăraților. Aici, așa cum s-a mai amintit, este Acela care poate să vindece și trupul și Duhul. Numele Lui este Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, lăudat să fie Domnul. De aceea, în seara aceasta, aș vrea să vedem unde suntem. Problema izolării, problema păcatului, problema lucrurilor care ne inundă și ne departă de Dumnezeu, vreau să vă spun că nu și-o pune oricine. Nu și-o pune oricine. În societatea iudaică, oamenii se uitau unul la altul și zicea, ești lepros, ieși afară. Legea iudaică îi determina pe oameni și le poruncea prin ceea ce era ea, adică legea. Ai lepră, ieși afară din societate. Vreau să vă spun un lucru. S-a amintit și în seara aceasta despre un om, despre Naaman. Vă aduceți aminte de Naaman? Naaman, sirianul, spune cuvântul lui Dumnezeu, sirian fiind, nefăcând parte din poporul lui Dumnezeu, spune cuvântul lui Dumnezeu în 2 Împărați, capitolul 5, căpetenia aceasta a oștirii împăratului avea trecere înaintea stăpânului său și mare vază, căci prin el izvăvise Domnul pe sirieni. Dar omul acesta tare și viteaz avea o singură problemă. Știți care era problema acestui om? Avea lepră. Avea lepră. Știți ce e foarte interesant la omul acesta? Pe omul ăsta nu l-a scos nimeni afară. Omul ăsta locuia în casa lui, cu nevasta, cu copiii lui, ba mai mult, omul acesta intra în fiecare zi în casa împăratului. Omul acesta stătea în fiecare zi de vorbă cu împăratul. Omul acesta stătea în fiecare zi de vorbă cu slujitorii lui. El era căpetenie. Pe omul acesta nimeni nu l-a scos afară. Știți de ce? Pentru că există societăți, există grupuri de oameni pe care nu-i deranjează păcatul, pe care nu-i deranjează lepra, nu pe oricine deranjează lepra. Exact ceea ce se întâmplă în lumea în care trăim. Lumea în care trăim este o lume foarte tolerantă. În lumea și în societatea din ziua de astăzi, nimeni nu are treabă cu tine dacă faci vreun păcat. În ziua de astăzi, păcatul este ridicat pe scenă, este aplaudat, este promovat. Pentru că asta e societatea în care Dumnezeu a hotărât să trăim noi în zilele acestea. Și cu toate astea, Dumnezeu în mijlocul unui popor păcătos ne cheamă pe noi, te cheamă pe tine să vezi starea în care te găsești. Pentru că mai există o speranță pentru cei care sunt păcătoși. Și speranța și nădejdea sunt în jertfa Domnului Iisus Hristos. Lăudat să fie numele Lui! Există pericolul acesta a unei lumi care poate chiar te plac că te asemeni cu ei, chiar te acceptă că te asemeni cu ei, nu te jignesc, nu te izolează, nu te dau afară. Sunt oamenii în aceeași stare spirituală ca tine. Sunt aceiași oameni care sunt departe de fața lui Dumnezeu. Sunt aceiași oameni care nu sunt interesați de voia lui Dumnezeu, ci sunt interesați doar de viața lor, doar să le fie lor bine, cu orice preț, cu orice preț.
Societatea sau lumea aceasta în care trăim nu este o lume formată doar din bătrâni sau din tineri sau din bogați sau din săraci. Societatea aceasta în care mulți oameni sunt legați de păcat este o societate formată din bătrâni și din tineri, din bogați și din săraci, din oameni mai însemnați sau mai neînsemnați, pentru că păcatul nu face diferență. Pentru că dușmanul acesta care caută să lege oameni nu este interesat din ce sferă faci parte, ci el are un singur scop, să te prindă. Știți care este vestea bună? Spune cuvântul Domnului în Romani capitolul 5, versetul 8, că pe când noi eram încă păcătoși, Dumnezeu în bunătatea Lui a făcut un plan. A făcut un plan și L-a trimis pe singurul Lui Fiu, pe Iisus Hristos, să vină în lumea noastră și să moară pentru cei păcătoși. Binecuvântat să fie numele Domnului! Amin. Dușmanul acesta care leagă oameni, îi separă pe oameni de Dumnezeu. În al doilea rând, dușmanul acesta care leagă oameni este dușmanul care îi conduce pe oameni înspre moarte. Ăsta e scopul păcatului, să îi conducă pe oameni spre moarte. Omul, după ce a fost afectat de păcat sau de lepră, de boala aceasta, era condamnat să trăiască în societatea oamenilor, grupării acelea de leproși, care spune cuvântul lui Dumnezeu era o societate separată, care n-avea contact cu oamenii sănătoși. Și fiecare dintre ei se așteptau la un singur lucru, să moară. Se uitau unul la altul, probabil se mai încurajau, dar cum să te încurajezi, că știi că amândoi merem la moarte. Știau că amândoi aveau să sfârșească într-o zi. Erau oameni care n-aveau nicio speranță, n-aveau nicio întrezărire în viața lor, erau oameni în a căror ochi nu se vedea nicio licărire de pace, de mângâiere. Pentru că asta face păcatul. Păcatul provoacă o stare de coșmar. Păcatul îi determină pe oameni la o stare de disperare. Păcatul îi duce pe oameni într-o zonă în care nu mai știu ce să facă și apelează la tot felul de lucruri ca să mai fie fericiți o clipă, să mai fie bucuroși, împliniți o zi, să mai poată să mai tragă cumva cu viața aceasta, că da de s-a întâmplat ceva. Și poate unii zic, dacă Dumnezeu a hotărât lucrul acesta, nici vorbă. Știți ce spune Dumnezeu prin Ezechiel, capitolul 18, versetul 23? Spune Dumnezeu, doresc eu oare moartea a cui? A păcătosului? Doresc eu, spune Dumnezeu, moartea celui păcătos? Nu doresc eu mai degrabă ca omul acela să vină la viață, omul acela să fie vindecat din punct de vedere spiritual? Nu voiește Dumnezeu ca omul să se întoarcă de la calea lui, de la gândurile lui, de la păcatele lui și să vină pe calea care duce înspre împărăția lui Dumnezeu? Tot cuvântul lui Dumnezeu spune că plata păcatului este moartea. Plata păcatului este moartea. Nici un om care stă rob păcatului, care devine rob al păcatului, care rămâne în păcatul acela, nu va avea parte de viață. Nu va avea parte de viață. Spune cuvântul lui Dumnezeu în Evrei, în capitolul 5, versetul 7 și 8 și 9. El este acela care în zilele vieții sale pământești, aducând rugăciuni și cereri cu strigăte mari și cu lacrimi către cel ce putea să-l izbăvească de la moarte și fiind ascultat din pricina evlaviei lui, măcar că era fiu, a învățat să asculte prin lucrurile pe care le-a suferit. Versetul 9, uitați ce spune. Și după ce a fost făcut desăvârșit, El, Hristos, s-a făcut pentru toți cei care îl ascultă. S-a făcut urzitorul sau întemeietorul unei mântuiri veșnice. Haleluia! El, Hristos, s-a făcut pentru tine
și s-a făcut pentru mine acela care a întemeiat mântuirea, salvarea, eliberarea, rezolvarea problemei păcatului. Dacă Iisus Hristos a vindecat oameni de lepră, cu mult mai mult El care vindecă și trupul și sufletul, este acela care poate să schimbe starea sufletului tău, starea sufletului dumneavoastră, prieteni dragi, frați și surori, tineri dragi. Voia lui Dumnezeu este ca sufletul tău să nu moară. Voia lui Dumnezeu este ca sufletul tău să nu meargă în iad. Voia lui Dumnezeu este ca viața ta să fie restaurată. Voia lui Dumnezeu este ca sufletul tău să fie eliberat, să fie mântuit, să fie vindecat. Aleluia! Păcatul îl conduce pe om la moarte. Dumnezeu, prin jertfa Domnului Iisus Hristos, îi ia pe oamenii care îl ascultă, îi ia și îi transformă și îi mută din împărăția celui rău în împărăția slavei sale. Lăudat să fie numele Domnului! Și încă un lucru și mă apropii de încheiere. Dușmanul acesta care leagă oameni, păcatul, este un motiv să vii la Iisus. Păcatul tău este un motiv să vii la Iisus astăzi. Mulți oameni spun, eu sunt păcătos, mi-e rușine. Aș vrea să mă întorc la Dumnezeu, dar mi-e rușine. Și poate amână gândul acesta de ani de zile. Cunosc mulți oameni mergând în slujire pe care i-am văzut la evangelizare și anul ăsta, și anul trecut, și acum 2 ani, și acum 5 ani. Ne place probabil cântarea, ne place probabil atmosfera, ne place ceva, ne place și mergem. Dar nu ne-am rezolvat ceea ce trebuie să ne rezolvăm în lumea aceasta, și anume, nu ne-am vindecat din punct de vedere spiritual, oameni buni. Că nu-i de ajuns să tot mergi la spital și să nu iei tratamentul. Că nu-i de ajuns să tot mergi la doctor și să-ți prescrie rețeta și să nu administrezi rețeta aceea. Degeaba ne luăm tensiunea în fiecare zi dacă nu reglăm lucrurile și tensiunea respectivă. Degeaba luăm medicamente, degeaba luăm tratamente sau mergem după tratamente și nu urmăm sfatul unui om în specialitate, de specialitate. Vreau să spun un lucru, există unul care este specializat pe sufletul tău. El este Hristos, Fiul lui Dumnezeu. El vrea să-ți vindece sufletul. Problema cea mai mare a omenirii nu e că n-am intrat în Schengen, nu e că nu știu ce nu s-a întâmplat, că nu s-au construit autostrăzi. Problema noastră a românilor, problema noastră a oamenilor este că nu ne-am rezolvat problema mântuirii a sufletului nostru și continuăm în păcat și continuăm în fără de lege și oamenii ne aclamă și oamenii zâmbesc și Dumnezeu plânge, poate, și Dumnezeu încă te așteaptă să vii la El. Păcatul este un motiv să vii la Dumnezeu. Păcatul este un motiv să vii la Dumnezeu. Spune cuvântul lui Dumnezeu în Luca, în capitolul 19, versetul 10, despre Hristos, Fiul omului, a venit să caute și să mântuiască pe cine? Pe acela care era pierdut. Pe acela care din cauza păcatului a rămas undeva rătăcit. Poate locuiește într-o casă frumoasă, poate că locuiește și se plimbă cu o mașină bună și așa mai departe, poate are un renume bun, dar sufletul lui este un suflet pierdut. Pentru tine a venit Hristos în lumea aceasta. Aleluia. Pentru tine, a cărui suflet îi zbuciumat, pentru tine, a cărui suflet este plin de tulburare, pentru tine care nu poți să dormi noaptea, deși ai cea mai faină casă din Semlac, pentru tine, om bun, Dumnezeu a trimis pe Fiul lui ca tu să fii vindecat din punct de vedere spiritual. Păcatul este un motiv să vii la Iisus. Pentru că Hristos, Fiul lui Dumnezeu, într-o zi a zis, în sulul cărții este scris despre mine, vin să fac voia ta, Dumnezeule. Și-a părăsit slava, și-a părăsit gloria, măreția,
sfințenia locului aceluia. Și spune cuvântul lui Dumnezeu că a venit și a locuit pe pământul acesta blestemat de păcat. A venit și a coborât într-o lume a păcătoșilor, a leproșilor. Pentru că El este acela care a coborât în lumea aceasta. În seara aceasta Dumnezeu este acela care te cheamă să faci și tu un pas înspre El. Dumnezeu este acela care te așteaptă și spune în seara aceasta: omule, ești un om care ai probleme, care ai păcate, ești un om împovărat, fă un pas spre mine. Omul acesta despre care am citit în seara aceasta spune cuvântul lui Dumnezeu că după ce Iisus a intrat în cetate, era înconjurat de mulțime, de gloată. Spune cuvântul lui Dumnezeu că dintr-o dată s-a format probabil un coloar în care a apărut, pe care a apărut un om cu hainele rupte. S-a uitat toată lumea la el. Poate unii îl cunoșteau, poate alții nu îl cunoșteau. Omul acesta avea părul murdar, avea hainele rupte. S-au uitat oamenii la pielea lui, s-au uitat și au văzut că este plină de răni. Și toți s-au dat la o parte. Unii probabil s-au uitat la el și au spus: păi tu ești lepros, du-te, ce cauți aici? Omul acesta s-a uitat la viața lui, s-a uitat la starea în care a ajuns din pricina leprei și a zis: și așa eu nu mai am nicio șansă. Și așa pentru mine nu mai plânge nimeni, pentru că lepra m-a condamnat la moarte. Dar totuși în seara aceasta vreau să fac un pas. Chiar dacă legea îmi spune să stau deoparte, chiar dacă oamenii mă învinovățesc, omul acesta a zis: mai am o șansă. Șansa stă în pasul pe care îl fac eu înspre acela care poate să mă vindece. Și omul acesta, parcă îl văd, m-am uitat la el așa prin ochii credinței, și a avut multe frământări omul acesta. Frământările lui pot să fie și frământările tale astăzi, în 2019. Și se frământa omul acesta și se întreba: oare mă va primi? Am hotărât să mă duc, dar oare mă va primi? Se frământa omul acesta cu gândurile lui și spunea printre altele: oare dacă îl strig, se oprește lângă mine? Se frământa omul acesta în gândul lui și se întreba: oare dacă strig, acela care este Domnul va auzi strigătul meu? Și dintr-o dată omul acesta lasă toate frământările deoparte, lasă toate grijile deoparte și spune cuvântul lui Dumnezeu că a strigat, l-a rugat, s-a aruncat cu fața la pământ înaintea Domnului și a zis: Doamne, dacă vrei, poți să mă curățești. Haleluia! În seara aceasta fă și tu rugăciunea aceasta înaintea Domnului. Nu te mai uita la frământările și nu te mai lăsa influențat de gânduri și frământări, de apăsări, de prejudecăți, pentru că nu-i vorba de mine, nu-i vorba nici măcar de copii sau casa ta, e vorba de sufletul tău, e vorba de veșnicia ta, e vorba de mântuirea ta, prieten drag. Nu rămâne doar la întrebări, nu rămâne doar la frământări. Știți de ce? Pentru că spune cuvântul lui Dumnezeu, versetul 13, după ce omul acesta, plin de frământări, și-a pus tot felul de gânduri, tot felul de întrebări, spune cuvântul lui Dumnezeu că dintr-o dată omul acela, înconjurat de mulțime, spune cuvântul lui Dumnezeu, Iisus a întins mâna, s-a atins de el, s-a atins de el și a zis. Și acum a fost momentul în care a spus și toată lumea aștepta să vadă ce zice Iisus. Și Domnul Iisus a zis: da, vreau, fi curățit, aleluia. Pentru că Iisus Hristos n-a refuzat niciodată niciun păcătos. Iisus Hristos n-a refuzat niciodată niciun lepros.
Iisus Hristos n-a lepădat și n-a uitat și nu a părăsit, ci nu, Dumnezeu prin Iisus Hristos i-a chemat la El pe orice om plin de păcate, plin de nelegiuiri. În seara aceasta îți spun, prieten drag, frate, soră, în seara aceasta, chiar dacă poate simți povara păcatului în sufletul tău, păcatul este un motiv să vii la Iisus. Că dacă ni se strică mașina, avem un motiv să mergem la service. Că dacă ni se strică centrala, avem motiv să sunăm pe cineva. Că dacă ni s-a stricat gardul, avem motiv să strigăm pe cineva, să chemăm pe cineva. Că dacă s-a îmbolnăvit copilul, știm unde să mergem și pe cine să chemăm. Dar în seara aceasta este vorba de sufletul dumitale. Este vorba de veșnicia ta, de inima ta. Vreau să spun că în seara aceasta Iisus Hristos este aici. Aleluia. Iisus Hristos este aici. Aleluia. N-ai vrea să-i spui să se oprească în dreptul tău? N-ai vrea să spui că e adevărat, sunt multe în trecutul vieții dumitale, dar vreau să spun un lucru. În seara aceasta spune-i Domnului: da, Doamne, dacă Tu vrei, poți. Aleluia. Doamne, dacă Tu vrei, poți. Doamne, eu n-am niciun merit și nici n-am îndrăsneală, dar în seara aceasta aș vrea să stau înaintea Ta cu viața mea. Poate mă privește mulțimea, poate mă privesc prietenii, familia, dar vreau să spun că Te privește și cerul, prieten drag. Te privește și Hristos în seara aceasta. Îți privește și îți analizează viața ta de ani de zile. Îți cunoaște momentul acela când ai spus că nu te vede nimeni. Îți cunoaște gândul acela care ai izvorât din inima ta. Îți cunoaște vorba, faptele tale care le faci. Îți cunoaște Dumnezeu intențiile. Îți spune în seara aceasta, plin de dragoste: da, eu vreau. Da, eu vreau, pentru că El are putere să-ți curățească, să ierte și să elibereze inima ta. Glorificat să fie Domnul! Știți ce trebuie să facem noi? Noi trebuie să facem un pas înspre El. Noi trebuie să ne apropiem de El. Pentru că de atâtea ani cineva te-a depărtat. Pentru că de atâția ani cineva a pus între tine și Dumnezeu un zid. Pentru că de atâția ani călătorești în lumea aceasta stingheri cu sufletul tău. Știți ce spune cuvântul lui Dumnezeu? În Evrei, capitolul 4, versetul 15. Căci n-avem un mare preot care să n-aibă milă în slăbiciunile noastre, ci unul care în toate lucrurile a fost ispitit ca și noi, dar fără păcat. Versetul 16. Uitați ce spune aici, e pentru tine. E pentru tine. Să ne apropiem, dar cu deplină încredere, de scaunul harului, ca să căpătăm, știți ce, îndurare și să găsim har pentru ca să fim ajutați la vreme de nevoi. Care e cea mai mare nevoie pe care o ai în anul 2019? Poate te gândești că cea mai mare nevoie a ta este să-ți termini de clădit ceva ce te-ai apucat anul trecut. Poate te gândești că cea mai mare nevoie a ta este să poți să sap grădina. Poate te gândești că cea mai mare nevoie a ta este să îi duci pe toți pruncii la Arad și să le cumpere o casă și un apartament. Și ne gândim și ne facem planuri. Dar te-ai gândit vreodată dacă sufletul tău în seara aceasta va fi cerut de către Dumnezeu, ce se va întâmpla cu toate planurile tale? Dacă în seara aceasta se întâmplă o nenorocire și vei fi chemat acasă, vei termina cu viața aceasta, ce se va întâmpla cu sufletul tău? Vreau să vă spun un lucru. În raiul lui Dumnezeu, oamenii care ajung acolo, nu este niciunul dintre ei om bolnav. În împărăția lui Dumnezeu, toți oamenii sunt oameni sănătoși din punct de vedere spiritual. Așa spunea cuvântul lui Dumnezeu: veniți la mine voi toți cei trudiți și împovorați. Și eu, spunea Dumnezeu, vă voi da odihnă pentru sufletul dumneavoastră. Mă apropiu de încheiere cu un gând pe care îl am. O soră de la noi,
Nu de mult a plecat la Domnul. O soră exemplu pentru casa ei, pentru nepoții și străbnepoții ei. O soră exemplu pentru noi din biserică. Și sora aceasta s-a îmbolnăvit anul, de mai multă vreme ducea o boală în trupul ei, dar anul trecut a avut câteva zbuciumături așa în viața ei și a fost gata să moară. Copiii ei deja au mers să se intereseze încoace încolo de tot ceea ce trebuia pentru când se stânge un om. Și când au crezut că e gata să plece, n-a plecat. Niciunul dintre copiii ei din casa lor nu și-au mai făcut speranțe că vor apuca sărbătorile de Crăciun împreună cu mama în casa lor. Și lucrul acesta nu s-a întâmplat. Au petrecut sărbătorile împreună. Într-una dintre dimineți, într-o duminică dimineață, sora aceasta s-a ridicat din pat și a dat câteva semne de oboseală. Și a stat de vorbă repede cu cei din casa lor și a zis următorul cuvânt: sunt gata să plec la Domnul meu. Și datorită stării ei tupești, bineînțeles, s-a chemat repede smurdul, dar pe când a venit smurdul, n-a mai avut pe cine să aducă la viață. M-a impresionat așa de mult femeia aceasta, sora aceasta, pentru că pentru mine, sfârșitul ei este un exemplu extraordinar de mare. Să poți să spui în viața aceasta, sunt pregătit să-L întâlnesc pe Domnul. Indiferent dacă va veni peste o oră sau va veni la anul, oricând eu sunt pregătit să-L întâlnesc pe Domnul meu, pe Mântuitorul meu. Spune cuvântul lui Dumnezeu în Ioan, în capitolul 1, pentru toți cei care sunt prezenți în seara aceasta, în locul acesta, Ioan, capitolul 1, versetul 29, a doua zi, Ioan a văzut pe Iisus venind la el și a zis: iată mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii. În seara aceasta, mielul lui Dumnezeu este aici pentru tine ca să ridice păcatul tău. În seara aceasta, Dumnezeu a fost acela care ne-a spus tuturora că este unul care poate să vindece și să rezolve problema sufletului tău, a păcatului tău. Numele Lui este Hristos Domnul. El este mielul lui Dumnezeu pe care l-a văzut Ioan. În momentul în care a venit spre Ioan, spune cuvântul lui Dumnezeu că s-a deschis cerul și s-a auzit glasul Tatălui, al lui Dumnezeu, care a răsunat peste întreg pământ, și glasul lui Dumnezeu a zis: acesta este Fiul meu în care îmi găsesc toată plăcerea mea. Aleluia! N-ai vrea în seara aceasta să faci un pas înspre Dumnezeu? N-ai vrea în seara aceasta să-ți lași la o parte trecutul tău, prejudecățile tale, să-ți lași la o parte trecutul tău frumos sau urât, trecutul tău aplaudabil sau mai puțin aplaudabil, trecutul tău rușinos sau frumos, să lași deoparte și să vii să faci un pas înspre Dumnezeu. Pentru că pasul tău înspre Dumnezeu nu înseamnă altceva decât rezolvarea problemei sufletului tău, și anume mântuirea, eliberarea. Dumnezeu să fie lăudat! Aș vrea să ne ridicăm în picioare. Aș vrea ca fiecare dintre noi în seara aceasta, aleluia, să stăm înaintea aceluia care este Domnul nostru și Mântuitorul nostru. Cel care a lăsat slava cerului, cel care a lăsat splendoarea, măreția cerului și a venit în lumea noastră, în lumea în care trăim și călcăm noi astăzi, pe același pământ. S-a confruntat cu aceleași probleme cu care ne confruntăm noi, dar scopul lui a fost altul. El a venit pentru tine, el a venit pentru mine. A acceptat într-o zi să fie bătut, a acceptat într-o zi să fie acuzat pe nedrept, să fie judecat, și pentru judecata lui, pentru acuza lui, să fie adus oameni care să depună mărturii mincinoase. Omul acesta a acceptat într-o zi să fie bătut de nuiele. Omul acesta a acceptat într-o zi să îi se pună o cunună de spini pe cap. Omul acesta a acceptat într-o zi să fie dezbrăcat de hainele lui și să fie lăsat în rușinea mulțimii de acolo. A lăsat Dumnezeu slava, a lăsat Hristos slava cerului și a venit aici să fie judecat de păcătoși.
dar a făcut-o pentru tine și a făcut-o pentru mine. A acceptat Hristos să moară, țintuit pe lemnul de la Golgota. A acceptat să fie împuns într-o zi în coasta Lui, să fie străpuns în mâini și în picioare pentru tine și pentru mine. A acceptat voia Tatălui să bea paharul cel mai greu. A acceptat Hristos să coboare în locuința morților pentru tine, să moară și să plătească păcatul tău. A acceptat Hristos voia lui Dumnezeu ca a treia zi să învie și apoi să se înalțe la dreapta Tatălui și să mijlocească pentru tine, prieten drag, în anul 2019. N-ai vrea să faci un pas spre El în seara aceasta? N-ai vrea în seara aceasta să-ți fie rezolvată problema ta? N-ai vrea ca astăzi Dumnezeu să se atingă de tine și să spună ce a spus omului acestuia? Da, vreau, fii curățit. Știți ce se întâmplă atunci când spune Dumnezeu, da, vreau? Așa cum s-a întâmplat în dreptul acestui om, spune că îndată l-a lăsat lepra lui. Îndată Dumnezeu poate să poruncească păcatelor tale să fie șterse și Dumnezeu le aruncă în marea uitării. Și de astăzi poți începe o viață nouă împreună cu Dumnezeu. Asta vrea Dumnezeu pentru tine. Aș vrea să facem o rugăciune cu toți împreună și fiecare, dacă se simte un om împovărat de păcat, de trecut, stai înaintea lui Dumnezeu și spune în seara aceasta, iartă-mă, și spune în seara aceasta, vreau să fac un pas spre tine, Doamne, te rog din toată inima să mă ierți, te rog, Doamne, din toată inima, fii tu acela care să dai un nou sens vieții mele. Haideți să ne rugăm cu